Allez, non, on dirait pas qu'il est poilu le papillon. Mais en vrai, il est poilu. Allez, tiens, moi, on joue pas sur les chili. Comme ça, mais elle était bonne violette. Et quand je parce que ça se vraiment. Mais elle était énorme. Et quand j'ai vu la Donc du coup, je l'ai pris avec ma pelle et je l'ai mis dans la pente de Wilson. Oui, couper la tête. Non. Je m'attendais pas à cette réaction. Je l'avais dérobé dans son hibernation. Ah tiens, je vous coupe ton cou. Je l'ai aussi. Exclusivement de plantes de la famille de la carotte. La chenille se transforme. Se transformera en un papillon jaune, bleu, noir et rouge. Uitați să vă ieși ce e aici. Uitați-vă la peștele este. Deci asta zice că are 15 grame. Aici pentru cei care știți engleză, for the people who in this speak English, just look here what is writing here. Ați văzut peștele acolo? Uitați-vă cum stă acolo aia. A liniștit. A, uite una acolo în țeaua aia. Asta e regele camuflajului. Apărând de uron. Foarte frumos aici. Next stop, the river. Did you know that? Bun, să vedem pe aici.
accrochée à la branche. Là, sur le bord, là. Là. Elle est accrochée à la branche, elle a les pattes comme ça. Ah oui, je les vois. Ah oui, oui, je les vois. Oui. Elle bronze à la soleil. Oui. Elle se fait bronzer. Oui. Dismă, văd, mai treci mașini pe aici. Frumos, într-un spațiu atât de mic, să faci atâtea chestii, să atragi turiștii. Ați un mărmăleț, cred că e asta. Nu știu cum se zice. Uitați aici. Masa rotundă. Păi încolo nu știu ce este. Încolo. Lavandă. Nici nu lasă nimic aici. Pe lavandă. Uitați câte albine aici. La lavandă. Ce frumos să simți mirosul ăsta care e aici. Da. Vă place pe aici? Da, ce ziceți? Vă place din Ramada să vedeți, să vizitați. Uitați să vă arăt aici un hotel de insecte, bă. Uite. Da? Când mă duc în România, fac și un hotel la insecte, la toate pepile alea care sunt acolo pe la mine. Uitați. Ați văzut? Uite. Aici e pentru ghespi. Pentru biesă ghespi în fiecare care și aici. Așa. Aici un porșor de paie. Un măr bătrân. Lavandă, divan, levanțică. Aici cred că ăsta e un cais. Ce mai se face? Da, mai este ceva aici. Foarte interesant aici. Asta e un măr. Știți cum bețele azi roșii pe aici împruntate așa? De aici meteo. Asta e viola. Sus albinului. Uitați câte albini acolo sus. Uitați aici. Ca să ai un stup de albinii aproape de tine, îți permite să observi viața albinilor care trăiesc în colonii, divamii, admiră-le frumusețea, singurătatea, dar aceste mici animale, adică insecte, mă Dumnezeu. Da, aici are polen. Foarte frumos, zic un amu. Și, Doamne, iartă-mă, e un stup atât de mare, bă. După câte văd, e un apicultor care a pus aici asta, pentru că avem numărul lui acolo. Da.
aici este nu supra superită bine. Îți nervează la acolo cu tăiatul lui, da? Îmi taie la sus. Trebuie la baba asta să margă singură pe aici.